Florin Totan și Orchestra Sinfonia București ne dau întâlnire duminică pe 1 septembrie de la ora 20 la ultimul concert din acest an din seria Bucuriile Muzicii, desfășurat în Parcul Colțea. Concertul O istorie a muzicii în 80 de minute face parte din programul celei de-a 10-a ediție a Festivalului Sinfonii de Vară, organizat de Primăria Sectorului 3. Dirijorul Florin Totan, în dublă ipostază, va oferi în calitate de dirijor alături de Orchestra Sinfonia București un concert de educație muzicală, iar în calitate de prezentator și entertainer va aduce informații de cultură generală din literatură, istorie, filozofie, arte plastice. De asemenea, artistul va face trimiteri la unele cărți esențiale de istoria muzicii și culturii. Concertul face o trecere în revistă timp de 80 de minute a epocilor creatoare și a stilurilor din istorie. Muzicii. Consider că muzica și credința sunt singurele căi de evadare și izbăvire din haosul, absurdul și înstrăinarea în care trăim în lumea contemporană, iar primul pas este întoarcerea la lectura formatoare. Vă adresez în acest concert îndemnul meu de a asculta muzică și de a citi neîncetat, spune dirijorul Florin Totan. Intrarea la concertele din Parcul Colțea este liberă.